Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Nu vă prea plac schimbările, iar astăzi se pare că va fi o zi dominată de acestea. Unele vor fi chiar radicale și vă vor provoca dezorientare într-o măsură mai mare sau mai mică. Totuși, nu veți avea încotro și va trebui să vă adaptați. Cu cât mai repede veți înțelege acest lucru, cu atât va fi mai bine pentru voi și pentru activitățile pe care le desfășurați. Dacă veți hotărâ să exagerați astăzi cu achizițiile, s-ar putea să ajungeți într-o situație destul de critică la finele zilei. De aceea trebuie să fiți foarte atenți la managementul bugetelor. O slăbiciune a sistemului imunitar vă poate expune infecțiilor virale mult mai ușor. Horoscopul zilei Taur. Dacă veți afișa un comportament dominant în relația de cuplu, aveți toate șansele să fiți lăsați cu ochii în soare. Partenerul nu va accepta să îi se dicteze, iar de aici până la ceartă nu este decât un pas foarte mic. Ziua de astăzi nu este foarte favorabilă demonstrațiilor de forță în relațiile conjugale pentru voi. Trebuie să știți clar limitele din relația cu partenerul vostru și să le respectați. Chiar dacă unele reguli nu au fost niciodată rostite explicit, ele există la nivel intuitiv și trebuie să le respectați dacă vă doriți ca relația dintre voi să aibă un viitor. Un comportament dictatorial vi se va accepta cu atât mai puțin în relațiile profesionale. Horoscopul zilei Gemeni. Ziua de astăzi nu va fi lipsită de provocări, mai ales din cele de natură profesională. Dacă simțiți nevoia unui sfat avizat pentru a rezolva cât mai bine problemele existente, lăsați mândria la o parte și ceriți-l. De asemenea, solicitați ajutor dacă este nevoie. În astfel de momente este mai bine să mai lăsați de la voi puțin pentru a avea succes în demersurile inițiate. Atenție mare și la relația de cuplu. Astrele avertizează asupra pericolului unor rupturi temporare sau definitive în condițiile în care veți ignora potențialul de conflict existent. O anumită persoană din viața voastră va deveni foarte insistentă în privința unei probleme comune și aici va trebui să interveniți când vi se cere. Horoscopul zilei Rac. Detaliile pot fi cele care să facă diferența astăzi, cele care să vă aducă succesul sau insuccesul. Vor exista lucruri mărunte care se vor dovedi importante. Trebuie să aveți grijă la modalitățile de acțiune și mai ales la tendința de a acționa profesional, care nu vă este deloc străină. Astăzi, mai mult ca oricând, nu este recomandabil să acționați sub imperiul impulsivității, mai ales dacă sunt mize mari puse în joc. Veți observa de altfel destul de repede cât de important este să așteptați puțin înainte de a lua decizii importante, mai ales în plan profesional, unde lucrurile se pot complica nedorite mult, dacă nu veți fi mai calculați. Horoscopul zilei Leu. Dacă veți acționa cu determinare, atunci nicio problemă care se va ivi pe parcursul acestei zile nu va rămâne nerezolvată. De asemenea, cel mai înțelept mod de acțiune ar fi pas cu pas, de aceea răbdarea este la mare preț, iar mutările graduale v-ar permite să anticipați desfășurările de la lucru și să vă adaptați strategiile pe parcurs. Încercați să vă dozați eforturile cu înțelepciune, astfel încât să vă ajungă pentru tot parcursul zilei. În plan profesional, acest îndemn este cu atât mai valoros, având în vedere că nu veți fi deloc cruțați de către colaboratori. Pe de altă parte, nici vouă nu vă place să nu vă implicați, așa că veți fi prinși undeva la mijloc. Va trebui să faceți alegeri. Horoscopul zilei Fecioară. Vă simțiți însuflețiți de anumite dorințe, însă trebuie să cântăriți bine ce vreți să faceți. Dacă intenționați să mergeți la cumpărături, faceți neapărat lista în funcție de buget. Ar fi bine să puteți face unele economii, calculați bine ce puteți face și ce nu. Sunteți în pericol mare de a vă depăși sumele alocate pentru anumite cumpărături, astfel încât veți putea trezi în situația de a nu mai avea cu ce să acoperiți alte necesități. Nu vă implicați în întreprinderi riscante, nici măcar în treburi domestice despre care nu sunteți siguri să le știți rostul și care presupun un anumit grad de risc. Există pericol de accidente astăzi pentru voi. Horoscopul zilei Balanță. S-ar putea ca ziua de astăzi să fie o zi cu foarte mare importanță pentru voi, cu evenimente dintre cele mai semnificative, tot așa de bine cum ar putea fi și o zi fără momente demne de semnalat. Va fi o zi extremă, dar acțiunile voastre nu trebuie nici într-un caz să se înscrie pe aceeași linie. Cu cât veți fi mai ponderați și mai calmi în acțiune, cu atât câștigurile vor fi mai însemnate din punct de vedere cantitativ și calitativ. Anumite chestiuni vor trebui trasate fără echivoc, însă poziția de arbitru nu prea vă oferă confort. Totuși, dacă va trebui să interveniți în acest sens, nu este cazul să dați înapoi, ci să vă asumați acest rol.
Horoscopul zilei, Scorpion. Nu este un moment favorabil pentru a vă scoate în evidență talentele, pentru a vă impune opiniile în fața celorlalți. Unii v-ar putea considera ridicol în încercarea voastră de a vă situa mereu în lumina reflectoarelor. Alții ar putea fi chiar enervați de insistențele voastre. Ar fi mult mai bine dacă ați folosi ceva mai multă subtilitate în acest sens și dacă ați aprecia desfășurările astfel încât să alegeți momentele mai potrivite pentru a vă pune în valoare. În familie, cicăleala voastră exagerată enervează la culme și cu siguranță va face mult rău relațiilor cu cei vizați. Nu vi se va da satisfacție dacă veți persista într-un comportament nepotrivit. Horoscopul zilei, Sagitător. Astăzi ar fi mai bine să fiți doar observator și nu participant la ceea ce se petrece, mai ales dacă anumite situații se complică mult prea mult pentru a ieși cu bine din ele în cazul în care ați alege să vă implicați. Păstrați-vă obiectivitatea și faceți alegeri cu realism, fără a vă lăsa influențați de sentimentalisme. Uneori e mai înțelept să stați deoparte și să nu vă amestecați prea mult în chestiuni delicate. În plan personal, situația se prezintă exact invers. Va trebui să interveniți mai ales dacă situațiile sunt delicate. De asemenea, este nevoie să fiți cât se poate de diplomați și înțelegători, dacă doriți ca demersurile voastre să aibă succes. Horoscopul zilei, Capricorn. Există posibilitatea de a vă afla agrenați într-o serie de confruntări pe care v-ați fi dorit foarte mult să le evitați. Din păcate, odată prinși în astfel de evenimente, posibilitatea de a ieși nevătămați este destul de mică. De aceea trebuie să vă înarmați încă de la începutul zilei cu multă răbdare. Nu vă lăsați purtați de impulsuri, prada irascibilității și agresivității, pentru că nu veți face decât să înrăutățiți lucrurile. Impactul acestor situații asupra psihicului vostru nu va fi deloc fericit, așa încât va fi nevoie de multă muncă pentru a-l depăși și pentru a vă reface forțele. Va trebui să găsiți, în primul rând, un climat potrivit. Horoscopul zilei, Vărsător. Este o zi benefică dacă aveți de-a face cu proceduri medicale sau tratamente. Acestea au șanse mari să fie încununate de succes. Este important să mențineți un tonus psihic adecvat, atât în viața personală cât și în cea profesională, dacă doriți să realizați cât mai multe lucruri pe parcursul acestei zile, care, per total, par a fi de bun augur. În plan profesional, proiectele începute s-ar putea finaliza mult mai bine decât v-ați fi așteptat. Legătura cu partenerul implică înțelegere reciprocă astăzi, iar acesta este un lucru excelent în plan emoțional. Fiți ceva mai reținuți cu destăinuirile. Unii dintre cei pe care îi considerați prieteni s-ar putea să vă dezamăgească. Horoscopul zilei, Pești. Simțul datoriei va fi predominant astăzi, poate uneori mai mult decât ar fi necesar. Dacă vi se pare că trebuie să vă implicați pentru a rezolva diverse chestiuni, chiar dacă nu sunt direct de competența voastră, dacă simțiți nevoie strigentă de a critica și nu tocmai constructiv pe cei din jur, dacă vi se spune că exagerați prin atenție pentru detalii, atunci e clar că ar cam fi cazul să vă opriți. Cel puțin așa nu veți mai produce niciun fel de pagubă. Este o zi favorabilă întâlnirilor de natură sentimentală. Pasiunea va fi completă, având în vedere că va conecta planul spiritual cu cel intelectual. Este un moment foarte benefic pentru a pune bazele unei relații de cuplu durabile. Horoscopul zilei de azi.